cum suportă acest lucru, nu este ușor. Nu este ușor. Și puneți-vă, faceți un exercițiu de imagine și vă puneți un pic în locul meu, faceți un exercițiu de imagine. În mod sigur există salarii pentru pensii și salarii, domnul ministru Eugen Teodorovici a confirmat acest lucru. Există salarii pentru pensii și salarii. Putem spune pe scurt că reducem democrația și reducem birocrația și reducem termenele. Putem spune pe scurt că reducem democrația.